Un accident rutier s-a produs pe Valea Oltului ieri. Este vorba despre o mașină care, din cauza vitezei prea mari, s-a răsturnat în canalul ce face legătura între lacul Proieni și râul Olt. La fața locului s-au deplasat pompierii, poliția și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat că în mașină erau trei victime, și anume conducătorul auto de 45 de ani din Târgoviște, o femeie de 47 de ani și o minoră de 13 ani, care au suferit policontuzii și hipotermie și au fost transportate la Spitalul Brezoi. La data de 26 noiembrie, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul național 7 s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate s-a stabilit că un bărbat de 45 de ani în municipiul Târgoviște, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 7 în localitatea Proieni, la kilometrul 211 plus 500 de metri, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă, ulterior răsturnându-se în canalul ce face legătura între lacul Proieni și râul Olt. În urma impactului a rezultat rănirea a trei persoane, respectiv a conducătorului auto, a unei femei de 47 de ani și a unei minore de 13 ani, toate persoanele fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.